Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Asta e ultima jurizare. Tot timpul intru prima și tot timpul intru plină de emoții. Bă, mă simt bine. Am încredere în farfurie. Dacă plec acasă, zic, bă, sunt mândru că arată frumos. Atâta pot. Merge capul sus. Să vadă barba. Băi, cine-i asta? Îmi doresc foarte tare ca în bucătărie, în momentul ăsta, să intre Claudia, Cani și cu Foca și să plece unul dintre Maria și Luca, pentru că altfel n-are cum. Claudia își dorește foarte mult să ajungă în semifinală. Știu că își dorește foarte mult. Știu asta. Și ar fi păcat, că am avut un parcurs mișto. Da, și eu zic la fel, dar Cani? Cani trebuie să tundă, mă, de mâine. Nici nu vreau să mă gândesc că e vreunul de la mine. Să fie, nu știu, Cani, Claudia. E și păcat de ce muncă au făcut până acum și cum au gătit ca să plece tocmai acum acasă. Dintr-o echipă de 7 oameni, dintr-o componență de 5 bucătari profesioniști și 2 amatori, am ajuns în etapa asta cu un picior în semifinale cu un singur bucătar și 2 amatori. E un pariu cu o cotă foarte mare de a intra cu toți 3 în semifinale. Ce faci, Florin? Încercați să comunicați prin semne? Da, stai liniștiți. Oricum, până aici... Deci cu Blechi atâta am putut să... atâta am putut, așa zic, așa... Vreau să zic, stai liniștiți, oricum, pentru unul dintre voi un miracol că a ajuns și până aici. Așa că... Bă, nu ești tu, bă! Nu știu, bă, au ajuns departe, au ajuns departe și au supraviețuit de fiecare dată și... Oricare ar fi deznodământul, sincer, eu sunt mândru de ei pentru tot ce au realizat până azi. Tot, absolut tot. Eu sunt mândru de mine. Adică... Și eu sunt mândru de tine. Mulțumesc. Am reușit să gătesc decent, nu m-am făcut de râs, sunt pregătit. Țin capul sus. De-aia nici nu mă supăr dacă pleacă vreunul dintre voi doi acasă astăzi, sincer, pentru că ați dus-o, bă, atât de mult și atât de greu pentru... A fost greu pentru noi, îmi imaginez cum a fost pentru voi. Și vă felicit. Cred că a fost cel mai greu sezon. Cel mai greu sezon. Și vă felicit. Cel mai frumos, cel mai lung și frumos. Da, frumos, da. Oricum iese. Du-te, că ai reușit. Cât am plecat cu șansa 1406, așa zic la interviu. Șef Duminge, ca să ne pregătească sufletești în eventualitatea plecării uneia dintre noi, eu sau Cani. Da, sunt 100% sigur că o să plece Cani, 100% convins. Cani n-are cum să mai meargă mai departe. Și îmi pare rău pentru el. Dacă Claudia are o zi proastă, poate și ea să plece și, sincer, au plecat ei, Vincent și Alberto. Poate să plece absolut oricine. Astăzi nu se pleacă cu 7 puncte. Se pleacă însă cu 8 puncte. Știu că sunt foarte critic cu mine și sper că eu, într-adevăr, n-am acest 8 puncte. Poate că farfuria de 8 puncte, în alt sezon, ar fi luat 15 puncte. Dar v-am spus, acum este vorba de a face diferența. Și pentru că am ajuns până aici, am să încep direct cu farfuriile de 15 puncte. Și nu este niciun secret ale cui sunt. Deja ne-am obișnuit. Am zâmbit un pic așa. Roxana, Ionuț. Bravo, dragilor, bravo, 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 bravo. Mulțumim. Chiar gătesc foarte bine, sunt doi concurenți foarte buni și doi bucătari foarte buni și tineri. Bravo lor. Ce ați gătit? Pentru că nu s-au hotărât între ele. Eu am gătit un dițar cu caracatiță și... Prima. Și tu? Dorada. Ultima. Păi vreau să vă zic și eu ceva. Au fost 14 battle-uri din care voi ați intrat la duel la 11 dintre ele. La fel. Amândoi la fel. Și vreau să vă felicit pentru constanța de care ați dat dovadă și pentru faptul că, uite, se zburăște care am pune, pentru faptul că de fiecare dată ați reușit, să gătiți acolo, sus. Amândoi sunt niște pretendenți pentru finală foarte puternici, foarte buni. Felicitări! Bravo, dragilor! Foarte tare! Mulțumim! Felicitări!
Sunteți de departe unul dintre cei mai puternici concurenți pe care am avut de-a lungul acelor 8 sezoane. Și chiar al vostru este pus deoparte. La fel și Cristi, cuțit de aur al lui Cătălin. Mulțumim și eu. Felicitări, bravo. Sunteți semifinaliști, dragii mei. Nu știu, mi s-au făcut genunchii de hârtii, mi s-au lăsat totul. Hai, mergem împreună, frumos, vino. Super fericită. Deci cred că ăsta e cel mai bun cuvânt, care sunt împlinită, efectiv și fericită. Am ajuns pe culmile alea așa, unde mi-am dorit tot timpul. Am îmbrățișat-o pe Roxana și ce să vezi? Și Ionuț a venit să dea mâna cu noi. Dar Ionuț nu vine, azi a venit, nu știu ce a pățit azi. Nu știu, că a venit de la mine, am văzut că a venit la mine. M-am privit în ochi cu drag, sincer zic. Așa am simțit astăzi. Are momentele lui de aroganță, am avut clinciurile noastre și așa mai departe, dar el, pe de altă parte, pare un om mișto. Plus că are foarte multe cunoștințe despre bucătărie. I-am și zis, băi, frate, oi fi tu cum ai fi. Bă, dar ești bucătar genial. Asta nu pot să-ți contest. I-am zis-o în față. Să revenim la punctele noastre de această seară. Adică am devenit și anume la cele 14 puncte. Sunt ale Mariei. Bravo, Maria! Bravo, Maria! Maria, ești semifinalistă! Bravo, Maria! Vai de capul meu, bă! 14 puncte. Așa, fata mea, bravo! Ioi, deci e foarte fain și gândul meu în momentul ăsta pleacă la copiii mei. Vai, semifinalistă, copilul, mami, semifinalistă! Prin câte am trecut și am ajuns să fiu în semifinală. Deci atâta, un ticuț îmi trebuie să ajung acasă la copiii mei. Nu am mai atâta. Maria sau Luca? E Maria. 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 Semifinală, scrie tine. Bravo, băi. Maria, până la urmă, a avut o prestație constantă toate duelurile. Adică n-a fost nici cea mai bună, nici cea mai rea. A fost tot timpul de 11-12 acolo în continuu. Bravo, e că a ținut linia asta, na. Luca, nu fi trist, Luca. Zi proastă. Și eu simt că ar putea să fiu eu persoana care în seara asta pleacă. Nu cred, mă. Avem două farfurii de 13 puncte. Și vorbesc acum despre farfuria cu piept de rață. Eu n-am conștientizat primele 3 secunde, Cani mi-a zis. Era șef dumii, doamne. Tu? Dar ce vroiai, mă? Surf and Turf m-a băgat în echipă asta, mă bag în semifinală, nu pot să cred. Ești semifinalistă. Felicitări. Mulțumesc. M-a luat de mână și mi-a zis: bravo, fat. Ți-ai depășit condiția de gospodină. Nu mai pot. Nu știu dacă mă credeți, eu m-am simțit câștigătoare în momentul ăla. Foarte tare. Bravo, bravo, Claudia. Ți-a reușit să fac o farfurie, wow, senzațională. Cu o zi înainte am urlat de bucurie că am trecut mai departe. Acum nu pot să mă opresc din plâns. Bravo, Claudiu. Mulțumesc. Bravo. Ești tare. Nu vine să cred, uite, eu, gospodina, frate, casnica, umplutura, cum i-ar fi zis alții prin interviuri, am dat bucătare afară, frate. Eu sunt în semifinală, sunt în top 10. Abia aștept să-mi trec în CV semifinalist sezonul 8 șef la cuțite. Yes. Și când voi face cunoștință cu cineva, Claudia Radu, semifinalist sezonul 8 șef la cuțite. Abia aștept să zic asta. Asta e Luca sau... Bravo! Ia, mai cumplit! Bravo! Bravo, Claudia! Ce ai făcut? Bravo! Da, și de ce plângi? E fericire? E fericire! De ce să Bravo! Și-a dorit mult chestia asta și seamnă foarte mult pentru ea. Și sunt sigur că lucrul ăsta îi va da un boost în viață și o va ajuta foarte mult. Da. Spre surprinderea mea, Claudia merge în semifinală cu 13 puncte, cu pieptul de rață. Mă așteptam aici să fie Foca. Nu este Foca, este Claudia. Wow! Și farfuria de farfuria cu somon în două cruste.
șef nici nu s-a uitat la mine și zic, aia mea! Nu cred, dar Nici mai știu ce să cred. Băiatul ăsta este surprinzător. Bravo! M-am dus tare, m-am dus rachetă. Niciodată nu m-aș fi gândit că el, Cani Frizeru, nici măcar nu știu cum îl cheamă, nicăieri în corpul ăsta nu mi-a trecut o secundă prin gând că el ar putea să meargă în semifinală cu o farfurie de 13 puncte. Nu m-am așteptat. N-aveai ce să-i faci. Nu cred. Incredibil, băi. Mamă, imposibil, băi, imposibil, cât de mișto. Cine e acolo? Luca. Nu m-ai terorizat și astăzi. Nu m-ai terorizat și astăzi, mă jur. 13 puncte, mă? Câte ai luat? 13 puncte? Câte ai luat? 13. Băciță. 13. Mă încoace, veniți, mă, Puline, mă încoace. Ce veniți să-l fac cu ăsta? Mamă, nu, Doamne. Cani intră în semifinală. Fantastic. Da, sunt în semifinală. Mie îmi vine și să plâng așa un pic. Încerc să mă abțin puțin așa, să nu vă dau satisfacție. Bravo lui, bravo Cani, bravo. Ești un exemplu pentru foarte multă lume. Doamne, nu pot să cred. Doamne, dar de ce plângi? Bucură-te. Deci nu mai pot, frate, nu mai pot. Amator și Claudia și Cani, bravo lor. Felicitări, copii. Nu cred așa ceva. Cum să fac ăștia așa ceva? Linuțele sunt semifinală. Toate trei care au luptat în ultimele probe individuale. Florin? Da. Ești în semifinală cu trei oameni. S-a mai întâmplat de mult timp. Mersi mult. Mersi mult. Sincer, nu pot să înțeleg ce le-a trecut alor mei în cap, adică Foca și Luca, cele mai proaste două farfurii. Cum este posibil asta? Nu mă întrebați, că nu știu. 8 și 10 puncte, dragii mei. Prima dată în această competiție că rămân la sfârșit. Nu sunt puține. Dar șefii fac diferența. Eram așa în dubii. Oare iau, eu plec sau Luca pleacă? După atâtea individuale, asta e prima dată când simt clar că ce am făcut nu a fost ceva care mă reprezintă deloc. Și chiar în mine sper să nu fie numele meu. Da, speranța moare ultima.